Jesús salvat. Amin. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta și aș vrea să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, ne întâlnim în fiecare duminică la casa lui Dumnezeu, dar ceea ce se întâmplă în această zi, la această slujbă, este ceva deosebit prin însuși faptul că suntem la masa Domnului și aș vrea să privim cu alți ochi lucrarea aceasta, să fim înțelepți, pentru că ne-am adunat aici, cred din toată inima că ne-am adunat, să stăm la masă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este cina Domnului, prin însuși faptul că este cina Domnului, îi dăruim o altă importanță, pentru că ne aducem aminte de ceva care cu mult timp în urmă cineva s-a jertfit pentru noi, cineva și-a dat viața pentru noi și de fapt jertfa aceasta pe noi ne-a adunat în această dimineață în prezența lui Dumnezeu aici în casa Domnului și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Romani, capitolul 12, cu versetul 1, spunea: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Aș vrea, așa cum stăm, să intrăm în rugăciunea aceasta de mulțumire și așa cum apostolul îndemna pe cei din Roma, vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Am observat din acest verset că, dincolo de ceea ce vrem noi să aducem, din ceea ce vrem noi să prezentăm înaintea Domnului, știu eu, cântări de laudă, predici, îndemnuri, Biblia ne cere ceva foarte simplu și cu o importanță extraordinară. Vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Și spunea aici apostolul că aceasta este din partea voastră, ca și biserică, ca și popor, ca și copii al lui Dumnezeu, o slujbă duhovnicească. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze în această dimineață și aș vrea să intrăm în această rugăciune de mulțumire, de adorare la adresa lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat ca încă o zi, încă o lună să putem sta la masă cu El, slăvit să fie Domnul. Amen. Lăudăm pe Domnul cu o cântare, mă uitam după fratele Călim Baroi, nu-l văd, dacă este să fac un semn. Aș vrea să lăudăm pe Domnul cu această cântare, apoi în urma acestei cântări, rog pe fratele Neluțu Pașcu să ne motiveze pentru următoarea rugăciune și Domnul să-l binecuvinteze. Amen. Ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt, am fi o carne fără viață rătăcitoare pe pământ. De n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de am fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. De n-ai fi tu de partea noastră, de n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat pe o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. Dar ați venit cu toți la tine și tot ce avem îți dărui. Doamne, nu-i ca tine, îngenunchiem și nesmerim.
pacea mea îți dărui. Deci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. În genunchi și nesmerit, noi n-avem niciun merit, Tată. E harul Tău că există, Iisuse, Tu ne-ai dat viață și toate Ție-ți datoră. Noi n-avem niciun merit, Tată. Noi n-avem niciun merit, Tată. Harul Tău că există, Iisuse, Tu ne-ai dat viață și toată Ție-ți datoră. Dar azi venim cu toți la Tine. Tot ce avem îți dăruim, Doamne. Deci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. În genunchi și nesmerit, dar azi venim cu toți la Tine. Tot ce avem îți dăruim, Doamne. Căci nimeni, Doamne, nu-i ca Tine, ca Tine. În genunchi și nesmerit. Amin. Cu toții să spunem că binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Faptul că suntem prezenți în casa Domnului în prima duminică din anul acesta nu este altceva decât harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Noi nu avem niciun merit. El ne-a dat viață, El ne-a dat sănătate și suntem aici. Pot să vă spun că m-a marcat mult faptul că săptămâna aceasta am aflat că un frate de acolo, din biserica de unde sunt, a plecat la Domnul. Avea 28 de ani. Era de puțin căsătorit. Frați și surori, cu ce ești mai bun? Cu ce suntem noi mai buni? Haideți în această zi, dacă am venit aici, să ne facem o cercetare, fiecare dintre noi, și să venim înaintea Lui așa cum suntem. Citea fratele Dorel din Roman 12. Căci aici ne îndemna Apostolul Pavel să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie și sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să punem în slujba Lui toate mădularele noastre. Și haideți în această zi să facem o cercetare și să ne gândim la unul din mădularele noastre care face mult rău dacă nu suntem atenți. Și acesta este gura noastră. Și în această duminică, cred că nu este rău, acum la început de an, haideți să ne rugăm pentru gura noastră, să fim atenți ce vorbim. Aș vrea să aduc cumva ca o imagine ceea ce mi s-a întâmplat mie, să luăm seama și fiecare dintre noi la ce vorbim. Pentru că
De multe ori rostim cuvinte fără să ne dăm seama, chiar în glumă. Într-o seară, la sfârșitul anului trecut, m-am dus cu soția la o familie ca să luăm ceva manuale pentru copii și era ora 8 seara. Eu a doua zi la 6 trebuia să încep lucru, dar fără să gândesc prea mult am spus că am venit la voi să stăm 3 ore și să mâncăm la voi. În glumă. Nu puteam să-mi permit să stau atâta timp, pentru că a doua zi trebuia să merg la lucru. N-am stat atât, bineînțeles. Ne-am întors acasă, dar în seara aceea m-am culcat la 11. Așa a fost situația, au trebuit să-mi ajut copiii la ceva teme și au trebuit să stau și la masă cu ei, pentru că ei n-au mâncat. Eu le-am lăsat cumva, le-am spus când am plecat să stea la masă. Și atunci, așa parcă am tresărit. Zic, oare s-a mai întâmplat ceva în viața mea? Vorbind așa, fără să gândesc, și m-am adus aminte de un lucru. Am spus mamei mele, cu ani în urmă, lucram undeva la o fabrică de încălțăminte și făcând schimbul 2, mă întorceam acasă cu bicicleta la ora 12 noaptea. Și într-una din zile am zis mamei că eu într-o seară m-am adormit pe bicicletă și m-am trezit în localitatea următoare. Ea nu și-a dat seama ce am spus. Mi-a zis, de ce nu mi-ai zis până acum? Dar nu era posibil așa ceva, să dorm pe bicicletă. Și eu râdeam de nu mai puteam. Frați și surori, așa suntem noi de multe ori, vorbim fără să gândim. După câțiva ani de zile, știți ce s-a întâmplat? Chiar am adormit, dar nu pe bicicletă, la volanul unui tir. Și m-am dus într-o prăpaste cu tot cu el. De ce? După aia am făcut legătura. Pentru că vorbim fără să gândim. Și mulțumesc Domnului că m-a scăpat el, sănătos. Apoi, încă un exemplu, ca să vedem că vorbele lucrează împotriva noastră. Unchiul meu care lucra mecanic pe locomotivă, înainte să intre în cursa care avea de făcut de la Brașov la București, așa este regula, orice mecanic de locomotivă este testat de doctor să vadă dacă este sănătos. Nu poți să dai un tren plin cu oameni unui om bolnav, nu? Și la fiecare dată când intră în schimb, se face lucrul acesta. Și mecanicii toți, fiind la ușa cabinetului, glumeau și râdeau între ei și unul dintre ei a spus că el are curaj să o facă cumva că nu este sănătos. Ăștia toți, n-ai curaj. Ba, și a intrat la doctor și a făcut cumva cum a făcut David înaintea unui împărat. S-a făcut că e bolnav, că îi curge din gură. Doctorul s-a speriat și a zis, nu poți să te las să conduci trenul. Domnul doctor, am glumit. Nu, mâine vii la test din nou. S-a adunat mai mulți doctori și l-a analizat bine și el a spus doctorilor, vorbesc foarte serios, am făcut noi o glumă între noi și știți ce s-a întâmplat din ziua aceea înainte? Acel mecanic n-a mai condus niciodată tren. Pentru că doctoreștii au zis, bun, ai făcut o glumă, dar un om întreg la cap nu putea să accepte să facă așa glumă. Deci, frați și surori, dacă înaintea oamenilor nu putem glumi, înaintea lui Dumnezeu putem? Nu cred. În Matei, capitolul 5, cu versetul 37, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
În Iacob, capitolul 5, cu 12, găsim iarăși: ci da-l vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Dar oamenilor le place ca noi să fim glumeți, să râdem, să facem atmosferă, să-i facem să se simtă bine. Și unul, dacă este mai retras, mai vorbește mai puțin, este dat la o parte. De ce? Frați și surori, tot în Cuvântul lui Dumnezeu găsim în Matei, capitolul 12, cu versetul 36 și 37. În ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt. Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Frați și surori, vă invit să ne ridicăm pe picioare. Și în această zi, fiind prima întâlnire de duminică din anul acesta, haideți să ne rugăm pentru lucrul acesta, să facem o analiză la gura noastră și apoi pe parcursul anului, dacă Dumnezeu ne dă viață, să luăm fiecare mădular la rând și să ne analizăm, ca toate să le punem în slujba Domnului. Nu putem cânta aici și restul săptămânii să vorbim cu gura alte lucruri. Ceea ce facem aici trebuie să domine în viața noastră. Viața noastră să fie un cânt, o rugăciune, o laudă pentru Domnul. Slăvit să fie El. Și fiecare să ne analizăm în această zi și să ne cerem iertare, că Dumnezeu ne primește. Amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Suntem la o zi de sărbătoare, de părtășie și fiindcă astăzi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, dar ne împărtășim totodată și unii cu alții, putem să ne îndreptăm spre cei din jurul nostru, să-i salutăm în numele Domnului și să le urăm binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ziua aceasta și pentru timpul vieții noastre. Amin. Vă invit să vă reașezați, vă spunem tuturor, bine ați venit în casa Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze și celor care ne urmăresc atât live cât și după ce vom termina acest timp, vă dorim tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Suntem în această zi, e o zi de aducere aminte. Noi am putea uita și ca oameni uităm multe lucruri, așa ne-a creat pe noi Dumnezeu. Citeam zilele acestea că este o femeie care nu poate uita, ține minte foarte, foarte multe detalii, dar asta i-a îngreunat foarte mult viața și un mare har să uiți. Dar sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, le-a făcut pentru noi și El ne-a spus: acele lucruri nu trebuie să le uitați niciodată. Și unul din marile lucruri pe care n-ar trebui să le uităm niciodată este legat tocmai de cina Domnului, pentru că cina Domnului este în amintire, este un semn prin care ne amintim. Am putea uita multe lucruri, am putea veni la biserică și să credem că noi am venit să cântăm și să fim concentrați pe cântarea noastră, avem o cântare și trebuie să o cântăm foarte bine. Avem o slujire, avem o activitate la școală duminicală cu tinerii, cu ordinea, să conducem un program, să dăm un îndemn, poate avem o cauză de rugăciune, poate avem o problemă în viața noastră, poate ne-am propus să vorbim cu cineva, să ne întâlnim și putem avea multe obiective și la un moment dat s-ar putea să venim în biserică, s-ar putea să venim în casa lui Dumnezeu și să avem alte ținte, să avem alte scopuri. Și de asta este bine, din când în când avem cina Domnului care ne amintește câteva adevăruri. Că noi venim aici și ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus ne-am adunat. Pe El îl lăudăm, de El vrem să ascultăm, despre El vreau să vorbim. În numele Lui ne rugăm, Lui îi cerem. De aceea, cina Domnului ne aduce aminte
de Domnul Iisus Hristos. Să-L punem în prim plan pe Domnul Iisus Hristos. El trebuie să fie în centrul atenției noastre, slăvit să fie numele Lui. Ne aducem aminte că El a murit pentru noi. A murit pentru noi. Dacă tu ai murit pentru cineva, dacă tu ți-ai dat Fiul să moară, să salveze pe cineva, la ce te-ai aștepta? La ce te-ai aștepta, în schimb? Măcar un mulțumesc, măcar o atitudine de respect? De aceea Dumnezeu se așteaptă astăzi de la noi mulțumirea. Se așteaptă de la noi o atitudine de respect, de cinste pe care să o aducem Lui. Prin cina Domnului, noi vrem să ne amintim că El ne-a iertat de păcate. Ne-a iertat păcatele, am fost păcătoși, Dumnezeu ne-a iertat. Și ne aducem aminte de asta. Și vrem să ne aducem aminte și să nu uităm, spunea profetul în vechime, uitați-vă, uitați-vă la groapa din care ați fost scoși. Aduceți-vă aminte de asta, uitați-vă la stânca din care ați fost ciopliți. Trebuie să ne aducem că Dumnezeu ne-a încredințat o slujbă, stând la masă cu El. Trebuie să împărtășim valorile Lui, trebuie să împărtășim gândurile Lui, suferința Lui, durerea Lui, întristarea Lui. Știți, atunci când Iisus a stat la masă cu ucenicii Săi, ei nu i-au înțeles durerea. I-a luat să se roage împreună cu El, dar aceștia au adormit. El purta povara, El avea o povară să ducă mântuirea aceasta până la capăt. Vreau să spun că astăzi Dumnezeu încă prin Domnul Iisus și prin noi vrea ca această povară să o ducem, Evanghelia, să o ducem, să ducem vestea aceasta bună tuturor oamenilor. El ne-a încredințat slujba aceasta, Evanghelia, și ne amintim încă o dată că noi suntem datori, stând la masă cu El, trebuie să împărtășim dorințele Lui, gândurile Lui, planurile Lui. Avem diverse planuri cu noi, avem viața noastră, avem fiecare, poate familia noastră, avem dorințele noastre, visurile noastre. Însă în această zi, stând la masă, trebuie să ne amintim și de altceva, că noi trebuie să le lăsăm pe toate și trebuie să-L urmăm pe El, că de asta stăm la masă. El este pe primul loc în viața noastră, trebuie să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. Trebuie mai întâi să-L urmăm pe El, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și astăzi ne mai aducem aminte și că Domnul Iisus ne-a pregătit un loc. Ne-a pregătit cerul și El ne pregătește locul, dar prin întâlnirea noastră, prin rugăciunea noastră, prin cântarea noastră, prin predica ce o vom asculta, El vrea să pregătească sufletul nostru. Noi de aceea am mai rămas încă pe pământ, pentru că nu suntem desăvârșiți. Dumnezeu încă ne pregătește. Și vreau ca și ziua aceasta să fie o zi de pregătire, o zi de cercetare în care să ne uităm ce anume nu mai este gata în noi. Pentru că noi trebuie să fim gata. Noi trebuie să fim destoinici, noi trebuie să fim pregătiți pentru ziua aceea. Și Dumnezeu, prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vrea să ne pregătească. Pentru că El ne pregătește un loc și ne pregătește și pe noi ca să fim odată cu El la masă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De aceea vrem să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm Domnului, vrem să aducem mulțumirea noastră prin tot ceea ce facem. Vom cânta Domnului o cântare în comun, timp în care vom aduce și darurile noastre de bunăvoie. Întotdeauna la cina Domnului noi facem o coletă specială pentru cei săraci, pentru cei care trec prin diverse necazuri. Ca biserică ne implicăm și în proiecte de felul acesta. Nu uităm, trebuie să ne aducem aminte și de cei săraci, să ne aducem aminte și de cei care trec prin lipsuri. Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrarea care o facem pentru slava Lui. După care vom asculta cântarea corului pentru slujire, pentru înălțarea numelui Lui Dumnezeu. Și în urmă vom asculta cuvântul Domnului vestit în această dimineață prin fratele Ionela Sandoaie și ne rugăm Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Păcatul să-mi-l șteargă.
calvar, pe cruce a murit. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce locul meu pe deapsa a purtat. Și versul ei cântarea mea va spune, ce fericit și bogății mi-a dat. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce locul meu pe deapsă a purtat. Și-n versul cântarea mea va spune, ce fericit și bogății mi-a dat. Cărmașa lui stropită în Sfântul Sânge, crucea și sine cu păcatul meu. Despre aceasta voi cânta mereu. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce locul meu pe deapsă a purtat. Și versul Thank you.
Binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu că într-o zi ca aceasta, o primă duminică din anul 2019, suntem în casa lui Dumnezeu și pentru că El este prezent aici, este prezent în mijlocul nostru, asta Cel care a venit cu inima sinceră înaintea lui Dumnezeu o poate simți și crede că rugăciunile, credem că rugăciunile noastre au fost ascultate de El, de aceea îi mulțumim și îl înălțăm numele lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem încă cu sănătate, suntem încă cu voie bună înaintea lui Dumnezeu, sper, pentru că atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să venim cu o inimă sinceră. Și inima aceasta sinceră, prima dată trebuie să o vedem noi și trebuie să știm noi că trebuie să o avem. Și apoi ne prezentăm înaintea Domnului cu această inimă sinceră și deschisă, ca Dumnezeu să poată să asculte rugăciunile și să ne vorbească. Acesta este scopul nostru, ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu, să putem să ne lăsăm conduși de mâna tare și puternică a lui Dumnezeu, ca până la sfârșit, ca până la urmă, să ajungem acolo unde ne-am pornit, în țara promisă de Domnul Iisus Hristos, care este împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută! Intentul nostru este să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne îndreptăm. Anul acesta am vrea să avem o viață din belșug. Și nu numai viața noastră să fie din belșug, ci tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem, să curgă din belșugul lui Dumnezeu. Și atunci când belșugul lui Dumnezeu cade peste noi, să avem din îndestulare să dăm și altora. Din belșug să dăm și altora. Acesta este, dacă putem să spunem, interesul nostru pe pământul acesta și este și interesul lui Dumnezeu. Nu la voia întâmplării mai suntem încă în viață, nu la voia întâmplării încă mai respirăm, nu la voia întâmplării suntem încă într-o casă de rugăciune.
Dumnezeu are planuri mari cu noi anul acesta. De aceea, la masa Domnului, am vrea să vedem care este planul lui Dumnezeu pentru noi, ce ar trebui să facem noi. Cum spunea fratele Marius, ce ar trebui să ne aducem aminte? Pentru că Domnul Iisus spunea, înspre aducerea aminte a morții și învierii mele să faceți lucrul acesta. De ce? Ce trebuie să facem? Dacă nu vă este prea greu, aș vrea să ne ridicăm din cinste cuvântului Domnului și am vrea să citim din două pasaje din Scriptură, de la Matei, de la capitolul 26, începând cu versetul 26 până la 29, și apoi o să citim și de la 1 Ioan. Matei, capitolul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care s-a vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou, nou, în împărăția Tatălui meu. Și din 1 Ioan, de la capitolul 1, începând de la versetul 3, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scrim aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care o propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui, Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem la un moment solemn, la un moment de părtășie și am vrea să vedem în această zi că părtășia la cina Domnului nu este doar o părtășie cu Dumnezeu, ci este în primul rând o părtășie unul cu celălalt. Așa spunea aici la 1 Ioan. În primul rând, noi avem părtășie cu Iisus Hristos. Dar, înainte de toate, trebuie să avem părtășie unul cu celălalt, pentru că altfel nu trăim în adevăr. Pentru că Dumnezeu este lumină și El este adevărul, noi trăind în lumină, trăim odată cu Dumnezeu în Dumnezeu. Și putem să avem această părtășie unul cu celălalt și toți împreună cu Dumnezeu. Îmi veți spune, da, eu pot să am părtășie cu Dumnezeu și fără să am părtășie unul cu celălalt. Dar vă rog să vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos nu a umblat pe pământ singur aproape deloc. A început lucrarea Lui prin a-și aduna împrejurul Lui oameni de încredere, cărora să le transmită învățătura Lui, învățătura primită de la Dumnezeu, ca apoi ei să rămână și să ducă mai departe învățătura sa, fiind conștient de faptul că nu peste mult timp va trebui să-și dăruiască viața pentru păcatul, pentru a ierta păcatul tuturor oamenilor. Este un lucru extraordinar. Spunea cineva odată că atunci când vine la cina Domnului, inima îi se frânge, spunea un frate odată. Inima îi se frânge, dar fața îi se luminează.
E ceva care parcă nu merge. Cum să ai o inimă tristă și o față luminoasă? Cum? Pentru că cuvântul Domnului spune că ceea ce este în inima omului se citește pe fața lui. Wow, cum? Cum să ai o inimă tristă și în același timp să fii bucuros? Da, știți de ce? Pentru că moartea este un moment trist. Este un moment care de multe ori nu-l înțelegem, care de multe ori ne pune în cumpănă să nu mai știi ce să crezi, numai că moartea Domnului Iisus Hristos a adus viață, nu a adus moarte. Moartea Domnului Iisus Hristos a adus viață. Și de aceea Domnul Iisus Hristos spune, voi trebuie să vă împărtășiți, cum spunea la Matei, beți toți din El. Iată părtășia. Iartă părtășia unul cu celălalt, toți din El, nu unul singur. Ar fi putut să meargă să-l iei pe Ioan sau pe Petru singur lângă el și îi spune, hai să-ți arăt cum se face cina. Ar fi putut să-l iei pe Iacov, să-l iei lângă el și îi spune, hai Iacov, să-ți arăt cum se face cina, cum trebuie să-ți aduci aminte de moartea mea. Cum? Nu. El a vrut să-i aibă pe toți, chiar și pe Iuda, împrejurul lui, la masă cu el. Dragii mei, părtășia înseamnă o legătură strânsă între două persoane. Părtășia înseamnă să fii cumva confident cu cel de lângă tine, cu cel care vrei să ai părtășie. Părtășia înseamnă să fii complice la ceva, să fii părtaș la ceva. Iată că Dumnezeu în această zi ne cheamă să fim complice cu El la mântuirea lumii. Și vrea să mă cheme pe mine și pe tine în această zi să ne trezim, poate din euforia sfârșitului de an, în euforia unui an care a trecut și să intrăm în acest an conștienți de faptul că El, Dumnezeu, vrea ca să lucreze împreună cu noi și noi împreună cu El. Doamne ajută! Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne facem părtași cu Dumnezeu la lucrarea Lui. Și aceasta vrea și El. Ca să putem să ne facem părtași la lucrarea lui Dumnezeu, ca să putem să vedem dacă apropierea noastră de Dumnezeu, supunerea noastră înaintea lui Dumnezeu este așa cum vrea El, trebuie să știm câteva lucruri esențiale. Nu putem să ne ducem și să spunem, da, eu vreau să te cunosc pe tine, Dumnezeule, pentru că așa spune că a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața veșnică, spunea Domnul Iisus, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos, pe El, pe mine, adică Domnul Iisus spunea, pe care L-ai trimis tu. Aceasta este viața veșnică. Și ca noi să putem să avem o viață din belșug, o viață plină. De multe ori stăteam și mă gândeam, oare ce înseamnă această viață din belșug? Poate unii se gândesc, cum și la sfârșitul anului se spunea la programul de sfârșit de an, o viață din belșug, poate unii se gândesc să aibă mai mulți bani în cont anul acesta, să aibă mai mult de muncă, să aibă, ce știu eu, bucurii mai multe, sănătate mai multă. Să știți că Domnul Iisus Hristos, cât a trăit pe pământ, nu a avut parte de aceasta. Nu a avut parte de aceste lucruri. Nu a avut nici bani mulți, nu a avut de multe ori, spunea El cu gura Lui, Fiul omului nu are un acoperiș deasupra capului, nici unde să-și plece capul. De ce vreți voi să veniți după mine? Le spunea ucenicilor, pentru că eu nu am unde nici să-mi plec capul. De ce? Eu sunt un împărat al veșniciei, nu sunt un împărat al prezentului, al pământului. Sunt un împărat al veșniciei. Și cine vine după mine are parte de veșnicie. Are parte de bucuria acolo în veșnicie. Și atât că Dumnezeu în această zi, prin harul Său, prin cuvântul Său, prin Duhul Sfânt, ne cheamă la o părtășie unul cu celălalt și împreună cu Dumnezeu, să putem să ajungem acolo unde ne-am pornit. În fața împăratului nostru, al mirelui nostru, Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numere. Ca să putem să avem părtășie, să putem să avem o viață din belșug,
Spuneam că noi în primul rând trebuie să cunoaștem persoana cu care vrem să avem de-a face. Trebuie să o cunoaștem. Și dacă Dumnezeu ne cheamă la o părtășie unul cu celălalt, noi trebuie să ne cunoaștem partenerii. Trebuie să ne cunoaștem prietenii, frații, surorile din prejurul nostru. Ca să poți să-i cunoști și să-i accepți cumva, comportă o iubire extraordinară, pentru că suntem diferiți. Eu sunt diferit de dumneavoastră și dumneavoastră față de mine. Suntem diferiți. Unul, ce știu eu, se comportă într-un fel, altul se comportă în alt fel. Unul vorbește într-un fel, celălalt în alt fel. Și de aceea, Dumnezeu prin cuvântul Său, Domnul Iisus prin cuvântul Său, ne cheamă să iubim fără să avem pretenții să fim iubiți. Fără să avem pretenții. Că dacă tu spui, da, eu te iubesc, dacă tu mă iubești, deja avem pretenții. Și Domnul Iisus Hristos ne-a iubit fără să aibă pretenții să fie iubit. El însuși spunea întrebarea, când se va întoarce Fiul omului pe pământ, oare va găsi El credință? Și prin aceasta pot să întreb, va găsi El iubire de Dumnezeu? Ca să putem să cunoaștem oamenii din prejurul nostru, trebuie să facem un pas mare, de gigant, să iubim pe cei care stau lângă noi și să iubim fără pretenții. Și ca să poți să iubești fără pretenții, mai trebuie să mai facem un lucru pentru cei din prejurul nostru, să ne dăruim. Pentru că iubirea nu e egal cu dăruirea. Dăruirea nu e egală cu iubirea. Trebuie să ne dăruim. Să ne dăruim și economic, dacă ar fi nevoie, da? Financiar. Dar în primul rând trebuie să ne dăruim noi. Spunea Domnul Iisus Hristos, ce iubire este mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenul său? O iubire mai mare ca asta nu există. Și asta înseamnă dăruire. Și dăruirea aceasta, din nou o spun, trebuie să fie fără pretenții. Fără alte scopuri. Am învățat un lucru de la un frate bătrân. În România avea o pensie foarte mică și de fiecare dată când mergeai la el, era bucuros extraordinar de mult, pentru că spunea el, de fiecare dată când vine cineva la mine, am prilejul să dăruiesc ceva, să dau ceva. Avea o pensie mică. El niciodată nu avea bani în buzunar, niciodată, pentru că cum îi venea pensia, o dădea. Și el trăia doar prin harul lui Dumnezeu. Și am spus, Doamne, un om ca acesta, mă gândeam în mintea mea atunci când el povestea, că noi fiind mai tineri, mergeam la seri de rugăciune. Și fratele acesta ne invita la el la rugăciune, era un frate proroc. Și spunea, măi copii, atunci când dai la cineva ceva, chiar dacă vine să se împrumute, tu trebuie să-ți iei gândul că ăsta îți mai aduce ceva înapoi. Și atunci inima ta e deschisă către Dumnezeu să primească bucuriile cerului. Pentru noi a fost ca o lovitură în creștetul capului. Parcă n-am mai auzit așa ceva, cu toate că Biblia vorbește de așa ceva. Dar parcă nu am înțeles-o. Și el atât de simplu a spus, măi copii, luați-vă gândul. Că... Deci chiar dacă vă mai aduce înapoi datoria, e bine, e foarte fain. Dar dacă nu, ați dat-o Domnului. Și exact cum spune Scriptura, aruncă-ți pâinea pe ape, că mai târziu te vei întâlni cu ea. Aceasta înseamnă dăruire fără pretenții. Și dacă am început să îi cunoaștem pe oameni, trebuie neapărat să îl cunoaștem și pe Dumnezeu. Pentru că El ne cheamă la parteneriat. El ne cheamă să avem părtășie. Haideți să citim din Filipeni, de la capitolul 3, de la versetul 10. Dacă frații mă ajută, Filipeni, capitolul 3, ca să nu mai deschid eu, că văd mai bine pe ecran. Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia... O, Doamne, dar nu ne-ai chemat la bucurie. Nu ne-ai chemat la o viață din belșug.
O, asta este viața din belșug. Și să îl cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, mai departe, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Vedeți care este părtășia la care ne cheamă Dumnezeu și cunoașterea lui și să îl cunosc pe el. Adică ce? El nu ne cheamă să avem bogăție pe pământ. Astăzi dimineață am avut ocazia să ascult un mesaj pe care un frate lucrător din Austria mi l-a trimis cu prorocie, cu cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru anul 2019. Și printre altele, cuvântul Domnului spunea că în anul 2018 majoritatea dintre noi ne-am dezlipit, ne-am depărtat de cuvântul lui Dumnezeu, alipindu-ne cu inima de pământ, îngrijorându-ne mai mult decât trebuie de cele trebuincioase pe pământul acesta. Și faptul că ne-am depărtat, că ne-am apropiat mai mult de lucrările acestea pământești, ne-am depărtat de Dumnezeu și Satan are putere să lucreze în viața unora, depărtându-i definitiv de Dumnezeu. Și nu doar la cei care, spunem noi, nu sunt lucrători, cu toate că toți ar trebui să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, dar se referea foarte mult la lucrătorii care fac ceva în câmpul Evangheliei. Li s-a lipit de inimă bogăția lumii acesteia și îi depărtează de Dumnezeu, încât Satan poate să le lucreze la mintea lor și la inima lor, să le pună învățături nu din cuvântul lui Dumnezeu. Nu e nicio problemă, se poate și așa. N-ați mai auzit cuvântul acesta? Lasă, că nu e chiar o problemă. Lasă, se poate și așa. Și încetul cu încetul, depărtarea de Dumnezeu este tot mai lungă, tot mai departe stăm de Dumnezeu. Iată, cuvântul lui Dumnezeu în această zi ne cheamă să ne readucem aminte că Dumnezeu vrea să-L cunoaștem pe deplin pe El, dar cum? Prin suferințele pe care Domnul Iisus Hristos le-a suportat pe pământ. Ai, Doma, trebuie să fim și noi. Noi alergăm după bunăstare, alergăm după a avea liniște, a avea pace. Dar să știți că atunci când te duci să predici cuvântul lui Dumnezeu, să propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu drept așa cum este El, vei găsi împotrivire întotdeauna. Pentru că învățătura Scripturii adevărată, curată, îi va zgâria pe urechi, pe creier, pe oameni. Așa cum pe farisei și pe cărturari, odinioară, în vremea Domnului Iisus, Domnul Iisus le predica cuvântul și ei se tulburau enorm de mult. Așa cum Pavel predica cuvântul lui Dumnezeu și pe toți îi tulbura. Cum Ștefan predica cuvântul lui Dumnezeu și adevărul și toți s-au tulburat până când l-au omorât cu pietre. Iată că nu ne așteaptă o viață de huzur, ci ne așteaptă o viață din belșug. Dacă o vrem aceasta, Dumnezeu este gata să lucreze în inima și în viața noastră. Dragii mei, asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să fim niște plângăcioși, niște plângăriți tot timpul. Ci atunci când ai să-I mulțumești Domnului și când nu ai, să-I mulțumești Domnului. Totul să fie fără pretenții, Doamne. Eu spunea, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie Domnul binecuvântat. Fie numele Domnului binecuvântat. Apoi, să putem să avem o părtășie cu Dumnezeu, o părtășie prin supunere înaintea lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să acceptăm. Trebuie să-I cunoaștem pe oameni, dar trebuie să și
îi acceptăm pe oameni. Pentru că ce ar fi atunci când îl vezi, vezi o persoană, ți se pare de la distanță că e o persoană ok, da? Și o persoană de, cu bun simț, cu vorbă bună, cu, zici, măi, omul ăsta merită să mă duc să fac cunoștință cu el. Și mergi și faci cunoștință cu el și dintr-o dată îți vine să te întorci și să te fugi. Nu la voia întâmplării Dumnezeu te face să faci cunoștință cu astfel de oameni. Că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și pentru el. Nu numai pentru tine. De aceea Dumnezeu ne cheamă la o acceptare fără pretenții. Spuneam la început că noi suntem diferiți. Dacă cineva poate m-ar fi cunoscut mai devreme, mai ani în urmă, poate că nu m-ar fi acceptat atât de repede. Sau poate că mulți dintre dumneavoastră care m-ați cunoscut n-ați mai vrea să mă mai cunoașteți. Poate așa este. Dar, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la o acceptare fără pretenții, iată că mă acceptați așa cum sunt. Și pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și la rândul meu accept și eu ceea ce poate că nu-mi place. Și pentru aceasta îi mulțumesc Domnului. Dragii mei, noi suntem chemați să facem, să nu avem pretenții înaintea lui Dumnezeu. Atunci când venim cu pretenții înaintea lui Dumnezeu, dintr-o dată ni se taie rația la jumătate. Și din jumătatea aceea începe să se mai diminuiască din ce în ce mai mult, să se mai împuțineze din ce în ce mai mult când pretențiile noastre cresc. Vorbeam cu un tânăr mai trecut, un băiat mai trecut de vârstă. Nu-i de aici din biserică. Deja câțiva care nu sunt căsătoriți se uitau la mine, necăsătorit, un băiat din țară, un prieten de-al meu din țară, credincios, și am întrebat, mă băiete, dar care e problema dacă nu te căsătorești? Ai 30 și ceva de ani, care e problema ta? De ce nu găsești fete? Bisericile sunt pline de fete, care e problema? Și mi-a zis, știi frate, până mai când eram mai tânăr, mă uitam să văd dacă fata are casă, tată sau are ceva. Deci au început pretințiile să crească, nu? Eu le spun la tineri, cei care se căsătoresc mai repede, bine fac. Bine fac că se căsătoresc, că n-au pretenții așa de mari. Abia cu cât crești, cu cât ești mai bătrân, cu atâta pretențiile sunt mai mari. Dar băieții să n-aibă grijă că și fetele sunt tot așa. Și fetele tot au pretenții. Asta e o paranteză. Da? La fel se întâmplă și în viața noastră de credincios. Atunci când începi să ai pretenții înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să-ți taie din rație. Să-ți taie din, și pierzi din binecuvântările Lui. Pentru că Dumnezeu vrea să te treacă de multe ori prin valea umbrei morții, prin valea suferințelor, ca să poți să înțelegi ce-i bucuria. Dacă nu treci prin valea plângerii, nu poți să înțelegi ce înseamnă să zâmbești. Dacă toată ziua ești zâmbitor, nu o să înțelegi pe cel care plânge. Dar dacă tu ai trecut pe plâns, tu îl înțelegi pe el și ți este ușor să zâmbești. Astea înseamnă o acceptare a oamenilor fără pretenții. Și apoi, dragii mei, ne-a chemat Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă și a chemat Domnul Iisus Hristos și în vremea din trecut pe oameni care au fost foarte diferiți unul de celălalt. Aduceți-vă aminte de Corneliu. Corneliu era un necreștin, un neevreu. Și Dumnezeu a avut milă de el pentru că i-a văzut inima curată. Și era un om, spune Scriptura, cucernic. Adică spiritual. Era un om spiritual. Aduceți-vă aminte de Levi. Era diferit de toți ceilalți, el avea treabă cu banii, el avea treabă cu schimbul, avea treabă cu vama, avea treabă să-i jăpcănească pe toți. Domnul Iisus l-a iubit și pe el. Oameni diferiți, cu concepții de viață diferite. I-a strâns Domnul Iisus împrejurul lui. Și eu și tu trebuie să ne acceptăm unul pe celălalt. Pentru că cerul este făcut și pentru mine și pentru tine. Și dacă eu nu te accept pe tine și tu nu mă accepti pe mine, atunci Dumnezeu, să știți sigur, nu o să facă mai multe raiuri. Nu o să facă mai multe raiuri. N-are cum.
a făcut unul și ăla e pentru toți. De aceea, ca să putem să încăpem toți acolo, trebuie să ne obișnim să ne acceptăm de aici. Acceptări necondiționate, fără pretenții. Și apoi trebuie să acceptăm pe Dumnezeu așa cum este El. Nu doar pe oameni. Să-L acceptăm pe Dumnezeu așa cum este El. Și la bine, și la rău. Vai ce mult ne place Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult m-a iubit Dumnezeu și pe mine m-am băgat în lumea aceasta, da? Lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu am, deci intru în bunătatea lui Dumnezeu. Wow, Doamne, ăsta e un Dumnezeu bun. E un Dumnezeu fain, nu? Evrei 12, vă rog, dacă l-am mai avut o dată astăzi, Evrei 12, 10 și 11, să vedem acum ce ar trebui să mai acceptăm. Pentru că noi acceptăm de la Dumnezeu tot ce este bun, da? Dacă mergem un pic mai sus, da? Nu citim decât de aici, dar de la 9, de la așa, haideți să citim totuși. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, atenție, ce cuvânt puternic aici, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Oh, oare care copil de aici, că sunt mulți copii, dacă l-ai întreba, măi, tu crezi că eu te pedepsesc pentru binele tău? Vă spun sincer, niciunul nu o să spună da, niciunul. Că atunci când iau un pic de bătăiță, tot zice, măi, bață mine pentru că n-ai ce, mă urăști, ce cu tine? Totuși, iată că părinții își iubesc copiii și de multe ori poate mai apelează. Și Dumnezeu apelează la pedeapsă pentru că ne iubește. Suntem gata să-L acceptăm pe Dumnezeu așa? Îi acceptăm bunătatea lui Dumnezeu, dar îi acceptăm și dreptatea lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu este drept, El înseamnă că ne iubește, vrea să ne îndrepte pe calea cea bună, cum face un tată cu fiul său, și apoi tot să ajungă la un capăt, acolo unde s-au pornit, în împărăția sa. Haideți să acceptăm pe oameni așa cum sunt și pe Dumnezeu așa cum este El, că noi nu putem să-L schimbăm pe Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Spunea odată un frate într-o predică, foarte, foarte, zice, îmi închipui așa că se duce cineva înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu vreau ca Tu pe pământul ăsta să faci, de ce înseamnă asta? Ești prea dur cu noi, ești prea, ne pedepsești, ne ții, parcă suntem robii Tăi, parcă ai vrea să ne faci roboți, mai bine ne făceai roboți. Și Dumnezeu, zicea fratele ăsta, parcă îl văd așa că se uită blând și spune, mai știi ce, nu e nicio problemă, dacă tot nu-ți place în universul ăsta meu, du-te, ieși din universul meu și creează-ți un univers al tău. Și acolo faci ce vrei. În universul ăsta al meu, eu am făcut regulile și nimeni nu trece peste ele. Cine trece peste ele, nu mai face parte din planul meu. Clar. Foarte ușor. Dacă vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu așa cum este El. Și atunci când ne face bine și atunci când ne pedepsește. Doamne, ajută-ne! Nu e ușor să spui, da, sunt gata să primesc pedeapsa. Nu e ușor. Nici pentru mine nu e ușor, nici pentru nimeni dintre dumneavoastră. Dar eu știu că dacă îl iubim pe Dumnezeu și vrem să ajungem în împărăția sa, o vom face. Pentru că Dumnezeu este singurul care ne vrea binele. Nici mama mea, nici mama voastră, la fiecare, nu ne vrea așa de mult binele cum ne vrea Dumnezeu. Apoi, după cunoaștere și acceptare, mai este un pas care trebuie să-l facem și, dacă îl facem și pasul acesta, bine, sunt mai mulți pași, din Scriptură găsim foarte mulți pași. Dar, după ce cunoaștem pe oameni și pe Dumnezeu, după ce acceptăm pe oameni și pe Dumnezeu așa cum este El, trebuie să avem o viață de perseverență. Să perseverăm în totdeauna. În ce? În a-i cunoaște pe oameni și în a-i accepta pe oameni. În a-L cunoaște pe Dumnezeu
și în a-L accepta pe Dumnezeu. Asta Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Pentru că unul cu celălalt, ne acceptăm unul pe celălalt, avem o viață din belșug și am văzut că viața aceasta din belșug nu înseamnă doar huzur, nu doar bogăție, ci înseamnă și pedeapsă din partea lui Dumnezeu și o piedică din partea fraților sau a surorilor. Da, asta înseamnă viață. Deci din belșug, nu doar o parte, totul la pachet. Am eu o vorbă. Copiii mei, am căsătorit doi copii și când se căsătoreau, normal, găsești și la unul și de o parte și de alta, găsești și bune și mai puțin bune. Și le-am spus și la unul și la celălalt, mă, tu iubești? Da. Păi dacă vrei să o iei, trebuie să iei și pe la pachet. Dai cum? Nu poți să-ți iei nevasta lângă tine sau soțul lângă tine fără să-ți iei și pachetul. Ține pachetul cu tot. Și atunci nu mai este că înghiți în sec. Nu. Iei în braț. Să-i mei. Cu bunele și mai puțin bunele, așa trebuie să mergem pe pământ. Asta înseamnă să perseverăm în a-L accepta pe Dumnezeu și pe oameni. În a-I cunoaște pe Dumnezeu și pe oameni. Și să le ținem în brațe ca pe pruncii noștri. Să le ținem în brațe ca pe iubita sau iubitul vieții noastre aici pe pământ. Că tare mi-ar place să-I ținem în brațe, să-L ținem în brațe pe Domnul Iisus Hristos, așa. Că El este iubitul sufletului nostru. Și am vrea întotdeauna să nu plece de lângă noi. Și El nu pleacă. Pentru că în promisiunea Lui a spus, eu niciodată nu vă voi părăsi. Cu niciun chip nu vă las. Eu stau lângă voi. Eu vă ajut de fiecare dată. Dragii mei, ca să pot să perseverezi în lucrurile acestea cu oamenii, comportă un lucru nu simplu, dar nu nici tare greu. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă doar un singur gând în privința aceasta. Să cauți atunci când nu ești căutat. Să iubești atunci când nu ești iubit. Să accepți atunci când nu ești acceptat. E ușor? E ușor? Nu e ușor. Dar știți cine a făcut-o? Și a reușit? Și atunci de ce să nu reușesc eu? De ce să nu reușesc eu? Și de ce nu reușim noi? Simplu. Exact iarăși mă duc la copii. Și de ce copiii nu ascultă? Și de ce nu ascultă copiii de părinți? Copiii n-au aud acum că ei au ceva de făcut. Părinții, știți de ce copiii nu ascultă? Pentru că nu vor. Simplu. Nu că nu pot. Nu vor. Știți de ce nu ascultăm noi de Dumnezeu? Pentru că nu vrem. De asta. Și de ce nu acceptăm noi pedeapsa din mâna lui Dumnezeu? Nu că nu putem, că nu vrem. Și de ce nu acceptăm noi și nu îi cunoaștem bine și nu îi acceptăm și nu perseverăm în a-i accepta pe frați? Și de ce? Că nu vrem. Și aceasta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să mergem spate în spate în împărăția lui Dumnezeu. Zice, Doamne, știi ce? Pune-l mai în spatele meu pe fratele, că așa m-au vorbit atâta ce... Parcă mi-au predicat numai mie. M-au luat numai pe mine în furcă de fiecare dată. De fiecare dată. Lasă-l, dacă e posibil să-l duci, chiar dacă eu stau mai în spate, du-l pe el mai în fața tronului acolo, să fie mai departe de mine. Nu există așa ceva. Acolo nu vom fi trupuri, vom fi duhuri. Vom semăna cu el, cu Iisus. Da? Și vom fi toți depărtați și toți împreună. Exact cum este Hristos cu Dumnezeu. Este aici și este dincolo. Da? Este în mintea mea și în mintea voastră, în inima mea și în inima voastră. Cum poate să fie așa? Așa vom fi și noi. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo și să fim așa. Dar până atunci, trebuie să ne cunoaștem unul pe celălalt și împreună pe Dumnezeu. Da?
Să-L acceptăm, să ne acceptăm lipsurile noastre unul la celălalt și să-L acceptăm pe Dumnezeu așa cum este El și să perseverăm în aceste lucruri. În a accepta pe oameni, pe Dumnezeu, în a-I cunoaște pe oameni, pe Dumnezeu. Dragii mei, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, să poți să perseverezi în a sta lângă Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu și a avea părtășie cu Dumnezeu, înseamnă, sau mai bine zis, comportă, pentru că trebuie să facem ceva, nu doar că înseamnă lucrul, noi trebuie să-L facem lucrul acesta, să lucrăm împreună cu El. El asta face. Dumnezeu pe pământ asta face, nu face altceva. El își face planul Său, lucrează. Duhul Sfânt este lăsat pe pământ să lucreze. Nu L-a trimis Dumnezeu nici în vacanță, nu L-a trimis nici să, ca observator pe Duhul Sfânt, nu. Duhul Sfânt, Dumnezeu, a venit, este pe pământ în mijlocul nostru să lucreze. Și dacă El lucrează, noi suntem chemați ca să putem să perseverăm în a-L cunoaște pe Dumnezeu și să avem părtășie cu El, să lucrăm împreună cu El. Cum nu vrei să mai lucrezi, cum legi de o parte uneltele, nu-L mai vezi pe Dumnezeu lucrând. Că n-ai cum. Dacă eu nu m-aș duce la muncă să-I văd pe colegii mei muncind, că-s colegii mei de muncă, aș spune că și ei stau degeaba ca și mine. Nu? Păi cam așa. Dacă unul, ce știu eu, și închipă, zice, mă, dacă eu stau acasă și nu vreau să mă duc la muncă, înseamnă că toți nu mai merg la muncă. Numai că ei merg la muncă, nu? Ei, cam așa este și cu Dumnezeu. Dacă nu stăm să lucrăm împreună cu Dumnezeu, noi nu-L vom vedea pe Dumnezeu lucrând. Și atunci te întrebi în viața ta, Doamne, dar de ce nu lucrezi în viața mea? Păi văd că lucrezi în viața lui ăla, în familia aia, văd că faci minuni, văd... Dar Dumnezeu spune, da, dacă tu nu faci nimic, nici n-ai cum să vezi pe altul că lucrează. N-ai cum. La masa Domnului trebuie să ne aducem aminte de toate lucrurile acestea. Atunci când venim la părtășie cu Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este unicul care are dreptate. Unicul! Dreptatea noastră este relativă. Dreptatea ta, dreptatea mea, dreptatea ta este relativă. Tu poți să ai dreptate din punctul tău de vedere și celălalt din punctul lui de vedere. Să aibă dreptate. Dreptatea dreaptă, adevărata dreptate, o are unul singur, Dumnezeu. El este Cel care are daul și nuul în gura Lui. El este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Doamne, ajută-ne să înțelegem toate aceste lucruri și sunt sigur că dacă vom face așa, după cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge să ne bucurăm după suferințele pe care le vom avea aici, acolo cu Tatăl nostru, cu mirele nostru, Domnul Iisus Hristos, și facă bunul Dumnezeu să ajungem cu toți acolo. Amin. Domnul Iisus spunea, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Dorim Dumnezeu să ne dăruiască încă această viață din belșug. Pe scurt, înainte să intrăm în cină, Domnule, aș vrea să vedem ce înseamnă viața din belșug. Poți să ai viață și să nu o ai din belșug. În primul rând, pentru a avea viață, așa cum Pavel spunea în Atena, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 28, spunea el filozofilor de atunci că în el, în Dumnezeu, avem trei lucruri. Avem viața, mișcarea și ființa. Și ca să ai viață, în primul rând, trebuie să ai un trup. Așa se naște o viață. Miracolul acesta al vieții, al nașterii. Ca să ai viață spirituală, pentru că de viața spirituală este vorba, trebuie mai întâi și mai întâi să te naști din nou. Tu poți să ai o religie. Tu poți să ai un comportament decent, moral. Dar dacă nu te naști din nou, așa cum Domnul îi spunea lui Nicodim, nu ai viață din Dumnezeu. Nicodim n-a înțeles lucrul acesta.
Cum se poate naște un om din nou? Se întoarce înapoi în pântecile Maicii sale și a spus nu, pentru că nu e vorba de o naștere din nou a trupului, ci e vorba de nașterea din nou a Duhului. Trebuie să vă nașteți din nou, dacă vrei să ai viață. Și dacă vrei să ai viață veșnică, pentru că de viața asta este vorba. Când vorbim despre viața veșnică, vorbim de viața aceasta spirituală, pe care o ai odată cu nașterea din nou. Dacă ești născut din nou, poți să ai viață și ai viață veșnică. Dacă nu ești născut din nou, chiar dacă ai o religie, chiar dacă ai un comportament moral demn, însă nu ai viața veșnică. Pentru a avea viață din belșug, trebuie în primul rând să ai un trup, să ai o ființă. Apoi trebuie să ai sănătate în trupul tău, mișcarea. Ce este sănătatea? Este că trupul în general funcționează după niște reguli, există mișcare, chiar dacă noi nu vedem, toate celulele se mișcă, avem sistemul circulatoriu, de exemplu, sângele mișcă continuu, de asta inima bate. Și câtă vreme inima bate, sângele și tot sistemul circulatoriu este în mișcare și toate celulele sunt în mișcare și în creierul tău sunt acei neuroni care se mișcă, transmit semnale și când totul este în mișcare, când mișcarea aceasta este completă, când mișcarea aceasta este constantă, este sănătate. Când undeva se întrerupe ceva, nu mai este sănătate. Dacă iai un om care nu are o mână, el are viață, dar nu are din belșug. Dacă nu poate merge, are viață, dar nu are din belșug. Și așa mai departe, poți continua lista aceasta. Dacă nu ai sănătate, din punct de vedere spiritual, dacă nu funcționează totul în limitele normalului, ai viață, dar n-ai viață din belșug. Și nu uita că Domnul Iisus a venit ca oile Lui să aibă viață și să aibă din belșug. Dar în al treilea rând, viața înseamnă și să fii util. Viața înseamnă să fii util, să trăiești pentru alții, să slujești altora. Aceasta înseamnă viață din belșug, pentru că belșug înseamnă abundență, să dea peste. Și când dă peste, nu înseamnă risipă, nu înseamnă că ce nu mai trebuie dau la gunoi, ci înseamnă că eu am pentru mine suficient și apoi am mai mult decât îmi trebuie mie și îi ajut și pe alții. Aceasta înseamnă belșug. Să ai mai mult decât îți trebuie. Din prisosul tău, adică din abundența ta, dai și altora, ajut și pe alții. Asta înseamnă viață din belșug. Nu trăiești doar pentru tine, ci trăiești pentru alții. Îi ajut și pe alții. Din inima lui vor țâșni râuri de apă vie. Tu vei trăi pentru alții. Tu vei sluji altora. Aceasta înseamnă viață din belșug și Dumnezeu să ne dorească. Dar apoi viață din belșug și viața înseamnă și să fii fericit. Sunt oameni care au un trup sănătos, care au bani, care au mașină, au casă, care au familie, care sunt realizați pe multiple planuri și cu toate acestea pot să nu aibă bucurie în inimă, să nu aibă satisfacție, să n-aibă fericire, să nu aibă împlinire. Și aceasta înseamnă că nu au viață din belșug. Ceva lipsește. Domnul Iisus Hristos a venit ca să împlinească sufletul nostru, să ne dăruiască bucuria, să ne dăruiască fericirea, să avem satisfacția inimii în El. El a venit ca noi să avem viață. Și astăzi noi vrem să ne bucurăm de această viață. Dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, ai viață. Dacă l-ai pe Fiul lui Dumnezeu, ai viață veșnică. Dacă l-ai pe Iisus Hristos, ai bucurie în inimă, ai fericire, ai împlinire. Aceasta înseamnă viață din belșug. Pentru că cine nu are viață din belșug? Cel care trăiește într-o condiție de subnutriție, care nu are elementele necesare, primare, hrană, apă, aer, dacă cineva nu are aceste lucruri, nu poate, chiar dacă trăiește sub limita existenței.
El a venit ca oile sale să aibă viață. El a venit ca tu să ai viață. Cel care trăiește într-o condiție de infirmitate, care nu are sănătate deplină, fie că e vorba de boală, fie că e vorba de o dizabilitate, nu are viață din belșug. Cel care nu are fericire în inimă, care nu are bucurie, care nu are împlinire în suflet, nu are viață din belșug. Și în această zi noi vrem ca această viață din belșug să fie în noi. Însă astăzi la cina Domnului, ce înseamnă viața din belșug? Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 6 și aș vrea să citim câteva versete de la versetul 53 în continuare, pentru că este și un lucru practic pe care îl putem face noi în această zi. Ioan capitolul 6, începând cu versetul 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cum cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Ca să ai viață din belșug, trebuie să te hrănești. Poate un om să aibă viață, dar într-o condiție de subnutriție, să n-aibă viață din belșug. Sunt atâția oameni, spuneam și în seara de Revelion, aproape jumătate din populația globului trăiește într-o condiție de subnutriție, adică nu are strictul necesar sau minimul indispensabil. Însă problema nu este că din punct de vedere fizic oamenii trăiesc într-o condiție de subnutriție. Tragedia mare este că oamenii trăiesc din punct de vedere spiritual la limita existenței. Și atunci când vorbești de condițiile de bază ca să te hrănești, ca să ai apă, vorbești despre Scriptură, despre pâinea care s-a coborât din cer. Oamenii atât de puțin citesc Scriptura, oamenii atât de puțin cunosc Scriptura, oamenii atât de puțin împlinesc Scriptura și când Scriptura nu este pâinea cea de toate zilele, atunci nu ai viață din belșug. Dacă vrei ca în anul 2019 să ai viață din belșug, propune-ți să citești Scriptura mai mult. Propune-ți să te gândești mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu, să-L așezi în inima ta, în adâncul inimii tale. Propune-ți să împlinești Scriptura mai mult. Dacă vrei ca în anul 2019 să ai viață din belșug, propuneți ca ori de câte ori vom avea masa Domnului să fii prezent, pentru că asta este realitatea pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos. Cine nu mănâncă pâinea asta, nu are viață. Și mă surprinde să văd oameni creștini care de ani și ani de zile nu se împărtășesc. Care e problema? Cine te-a supărat? Că nu se face cum vrei tu? Însă problema trebuie să o pui tu, ce-ar fi, te superi pe cineva și nu mai mănânci, ai nu mai mâncat deloc, te rog. Nu mai respira deloc, nu mai bea apă, că te-a supărat cineva, că ai ceva, că nu-i pâinea cum trebuie, că nu-ți place. Nu e așa că atunci când ți-e foamea, atunci când vezi că te-a răzbit foamea, când vezi că nu ai altă șansă, mănânci orice ți se pune. Din punct de vedere spiritual, oare cum ar trebui să fie? Vezi atâția creștini care pur și simplu evită cina Domnului. Și vreau acest adevăr pe care Domnul Iisus l-a spus când spunea aceste lucruri, vorbea despre trupul său și vorbea despre cina Domnului, vorbea despre masa, despre ceea ce facem noi astăzi. Și adevărul lui rămâne în picioare, l-a spus, adevărat, adevărat vă spun, că trupul meu este o adevărată hrană
Sângele meu este adevărata băutură, adică astea sunt adevărata hrană, adevărata băutură. Și dacă tu cu astea nu te împărtășești, tu nu te hrănești din ele, poți avea viață din altă parte? Poți avea viață altfel? Există transfuzie spirituală așa cum există din punct de vedere fizic? Poți din altă parte? Numai hrănindu-te, numai stând în părtășie cu Domnul, numai stând la masă cu Domnul, poți să ai viață. De aceea în această dimineață eu vă invit să reflectați asupra acestor adevăruri și să privim mult, mult mai profund masa Domnului. Nu-i doar așa ceva care se face. Domnul Iisus a spus, este cu adevărat o hrană. Este cu adevărat o băutură. Adică nu-i ceva doar așa, un element de decor, ceva ne-am amintit, ne-am gândit, ne-am concentrat și acum plecăm. Nu, se întâmplă în mod real, din punct de vedere spiritual, ceva se întâmplă în noi. Din punct de vedere spiritual. Nu se întâmplă, noi nu credem în transubstanțiere, nu se întâmplă din punct de vedere fizic lucrul acesta. Dar din punct de vedere spiritual se întâmplă ceva, viața din Dumnezeu coboară. Pentru că noi asta ne rugăm, ca Domnul Dumnezeu să dea valoare acestei pâini, să dea valoare a trupului Domnului Iisus. Și asta înseamnă ca din punct de vedere spiritual Dumnezeu să pună viață. Și când spui viață, spui sănătate. Când spui viață, spui mișcare. Când spui viață, spui lucru, spui slujire, spui activitate. Și Dumnezeu să ne le dăruiască în această zi să le avem din belșug. Pentru noi, dar și pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne pregătim inima noastră, viața noastră. Vom cânta două versete dintr-o cântare, trei versete. Împreună cu frații slujitori ordinați ne vom pregăti să frângem pâinea, ne vom pregăti pentru lucrarea Domnului din această zi. Dumnezeu să lase mai departe binecuvântarea Lui peste noi. Amin. Sângele al lui Iisus, ești născut din nou de patimântuit, prin Sfânt Sângele al lui Iisus, vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Aleluia! Să-ți mulțumim pentru bunătatea care a arătat-o față de noi, Doamne. Vrem să-ți mulțumim pentru Domnul Iisus care l-ai dat ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru că te-ai îndurat de noi.
Îți mulțumim, Doamne, pentru mântuirea care ai adus-o. Îți mulțumim pentru Evanghelie care a ajuns până la noi, Doamne. Îți mulțumim pentru credința care ai dat-o Sfinților odată pentru totdeauna și am primit și noi această credință, Doamne. Îți mulțumim pentru biserică, Doamne. Îți mulțumim pentru frați și pentru surori. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările care le primim prin cuvântul Tău, prin Duhul Sfânt, Doamne. Îți mulțumim în dimineața aceasta pentru părtășia care o avem aici la masă cu Tine, la masă cu aleșii Tăi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru că Tu ai venit să dai viață și vrei ca această viață să o avem din belșug în noi. De aceea vrem, Doamne, astăzi să reverși încă o dată viața aceasta în fiecare inimă, în fiecare suflet, Doamne. Te rog în mod deosebit să binecuvintezi pâinea aceasta. Binecuvintează-o și dă-i valoarea trupului Domnului Iisus Hristos. Revarsă prin ea viață și sănătate, Doamne. Dăruiește putere de plină fiecăruia, Doamne. Mâncând din ea să avem mai multă putere. Să avem, Doamne, puterea de care avem nevoie de a-L birui pe diavol. De a-ți sluji ție, Doamne, de a ne încrede în Tine, Doamne. Revarsă viață din belșug, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi rodul viței, Doamne. Paharul binecuvântat de Tine, dă-i valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos, aleluia, care s-a vărsat pentru cei mulți, Doamne, pentru răscumpărarea sufletului nostru, slavă numelui Tău. Binecuvintează în ziua aceasta pe toți acei care se vor împărtăși, ca mâncând și bând, Doamne, să aibă viață din belșug, Doamne. În numele lui Iisus Hristos Te rugăm astăzi să vindeci, Doamne, să aduci sănătate de plină și putere de plină, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, revarsă mai mult curaj peste biserica Ta, mai multă îndrăzneală de a Te mărturisi pe Tine ca Domn și Mântuitor, Doamne. Dăruiește putere de plină, Doamne. Dăruiește mângâiere de plină, Doamne. Lasă ca viața din belșug să fie în fiecare inimă, în fiecare suflet, Doamne. În numele lui Iisus Hristos, Tu poți să faci această minune a vieții în fiecare inimă, Doamne. De aceea noi credem, Doamne, că suntem la masă cu Tine, Doamne. Și credem că Tu vei da putere fiecăruia. Și credem că Tu vei da viață fiecăruia. Și credem că vei da bucurie fiecărui suflet, Doamne. În numele lui Iisus Te rugăm, revarsă-ți, Doamne, harul, revarsă-ți, Doamne, binecuvântarea peste poporul Tău, Doamne. Te rugăm, Doamne, cercetează poporul Tău, cercetează biserica Ta în ziua aceasta, Doamne, și fă ca harul Tău, Doamne, să fie revărsat din belșug peste noi, Doamne. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea, îți mulțumim că ne binecuvintezi, Doamne. Te chemăm acum să lași îndurarea și harul Tău peste întreg poporul Tău. Și pe cei care nu se vor împărtăși, cercetează în continuare, Doamne. Tu ești Cel ce poți cerceta, poți ierta, poți binecuvânta. De aceea suntem înaintea Ta să-Ți mulțumim, să Te binecuvântăm și să Te lăudăm pe Tine în vecii vecilor. Amin. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori beți din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dormi. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Amin. Dreptul la împărtășire cu trupul și sângele Domnului l-au toți membrii bisericii care au încheiat legământ prin botezul nou testamental în apă, în numele Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt, care trăiesc o viață de credință,
prin nașterea din nou și dorim Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Cei care se împărtășesc vor rămâne ridicați, cei care nu se împărtășesc vor ocupa locurile. În timpul acesta lăudăm pe Domnul cu cântări de laudă, ne închinăm Domnului și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Amin. Mai sus de oameni și de împărați, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțelepți, Tu ai fost rămâi în veci de veci. Mai sus de tronuri și împărății, mai sus de alumii mari minunății, mai sus de aur și tot ce-i valoros, Tu ai fost, rămâi cel mai prețios. Răstignit și pus într-un mormânt, ca să mor, venit ai pe pământ și zdrobit ca sus de înțelepți, Tu ai fost, rămâi în veci de veci, mai sus de tronuri și împărății, mai sus de sus de aur și tot ce-i valoros, Tu ai fost, rămâi cel mai prețios. Răstignit și pus într-un mormânt, ca Tu ai căzut.
te-ai gândit doar la mine. În fața tronului de sus eu am un bun Ooh.
Această zi și vrem să facem lucrul acesta și prin rugăciunea care o ducem înaintea Domnului, însă înainte de aceasta vreau să facem și anunțurile care privesc timpul ce ne așteaptă pentru duminica viitoare. La programul de dimineață, pe la ora 11:30, vom avea adunarea generală a Bisericii cu dare de seamă pentru anul 2018, deci invităm toți membrii să fie prezenți. Adunare generală, 13 ianuarie, duminica viitoare, de la ora 11:30. Vom avea o slujbă mai scurtă, ca de obicei, și apoi vom avea și adunarea generală. Vrem să anunțăm că pentru anul 2019 vrem să facem un album al bisericii. Este un an aniversar, 10 ani de când s-a deschis acest local. De aceea am amenajat acolo în spate un decor, sunt mai multe elemente și este riscul că sunt deja, să spunem, anumite pagube acolo, anumite daune, unele lucruri s-au stricat, nu pot rămâne tot timpul acolo, de aceea tot decorul complet așa cum este va rămâne doar pentru ziua de astăzi, apoi după aceea vor rămâne doar lucrurile esențiale. De aceea invităm familiile în mod special, părinți și copii, când aveți, știți că aveți familia completă împreună cu voi, să faceți o fotografie acolo, care să fie pusă și în arhiva bisericii, dar și pentru albumul care îl facem. Deci este important, după terminarea slujbei, în seara aceasta, înainte de slujbă, vom vorbi cu fratele Marian să fie mai devreme la biserică, apoi și în seara aceasta după biserică, profităm de timpul de astăzi, apoi decorul esențial va rămâne și următoarele luni, dar așa cum este acum complet, va rămâne doar pentru astăzi, pentru săptămâna aceasta, pentru că unele lucruri se pot strica acolo. Vrem de asemenea să anunțăm misiunea care o facem în Vișoara și Ucraina în luna aceasta, săptămâna din 21-26 ianuarie. Cei care doresc să participe împreună cu noi, să ia legătura împreună cu noi, să putem
să fim acolo și să slujim Domnului. Deci în ianuarie, de pe 21 pe 26, vom fi la Vișoara și în Ucraina, în Costiceni, acolo unde ne ocupăm de satele acestea. Ne rugăm Domnului Dumnezeu să reverse mai departe binecuvântarea, îndurarea Lui și harul Lui peste noi. Haideți acum cu mulțumire în rugăciune să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu mai departe peste fiecare dintre noi. Amin.